Bună dimineața, bună ziua sau bună seara, depinde când te uiți la acest video. Eu sunt Omul cu Natura, noi suntem echipa Omul cu Natura, iar astăzi ce putem face decât să vă spunem o poveste. Astăzi vom spune povestea plantării unor plante. Despre ce plante este vorba? Păi avem aici pe masă o plantă de Sempervivum, din care vom lua 3 puișori și îi vom planta în 3 ghivece, toți 3. Iar aici avem planta de aloe și 3 puișori de aloe pe care îi vom replanta sau transplanta în ghivece mai mari. Acești puișori au fost luați de la această plantă mai mare de aloe acum câteva luni. I-am pus într-un ghiveci mai mic și au crescut, iar astăzi va trebui să-i mutăm într-un ghiveci mai mare. Avem 6 ghivece, câte 2 de fiecare, și încercăm să le plantăm, să vedem cum iese. Ce vom folosi ca să plantăm? Deci, după cum am zis, avem ghivecele, avem puii de plante și vom folosi și substrat. Ce fel de substrat? Vom face un mix, un amestec. Turbă cumpărată din comerț, dar se poate înlocui cu pământ de grădină. Acesta este pământul de grădină. Iar ca să asigurăm drenajul substratului, adică să curgă apa prin substrat, vom folosi ori perlit sau piatră vulcanică cumpărată din comerț sau nisip cu granulații mai mari luat din grădină. Vom amesteca cele 3 componente și vedem ce iese. Ne apucăm? Da. În picioare. Ia, ne ridicăm în picioare și amestecăm cu mâinile, da? Sau cu lopățica. Tu ai lopățică? Da, eu am. Așa. Și tu amesteci cu mâinile. Da, eu amestec cu mâinile. Maria, vină mai aproape. Eu amestec cu mâinile. O poveste pe care orice copil ar trebui să o învețe. Povestea începutului de viață al unei plante, sau cum să plantăm o plantă, sau cum să ajutăm natura. Orice denumire am alege, toate au același scop. În primul rând, dezvoltăm creativitatea unui copil, în al doilea rând, ne aducem contribuția bunului mers al naturii, sau mai simplu, aducem un strop de natură în casă, în curte sau în apartament. Depinde de fiecare ce are. Ce trebuie să știm, atât noi adulții cât și copiii, cum se plantează? Păi ar fi câteva lucruri. În primul rând, o plantă, fie ea copăcel, fie ea floare, fie ea răsad sau legumă, se plantează înainte de a intra în starea de vegetație, adică înainte de a ieși frunzulițele sau florile, valabil în special la copaci. Când este această perioadă? Înainte de primăvară sau primăvara de vreme sau toamna târziu. Am reușit de a făcut mixul de substrat, adică amestecătura de substrat, iar acum începem să punem în ghivece. Mai întâi, pentru prima plantă, pentru aloe, va trebui să scoatem puișorii din ghiveci și să-i punem în ghivecele mai mari. Cum facem acest lucru? Scoatem pământul, așezăm planta pe pământ, luăm ghiveciul mai mare și o plantăm. Haideți să vedem cum facem și să ascultați ceea ce vă spun pe fundal. Deci, exclus de a planta de la mijlocul primăverii până la mijlocul toamnei, cu mici sau mari excepții. Ce plante pot fi plantate vara? Păi sunt specii de plante suculente sau care nu sunt foarte pretențioase la o plantare sau transplantare. Noi avem aici câteva specii de plante suculente, aloe și sempervivum. Dacă aloe are nevoie de puțină atenție sau puțin mai multă atenție, cealaltă plantă, sempervivum, nu e pretențioasă deloc. Ba chiar pot să vă zic din proprie experiență că am ținut-o și în soare excesiv, cu puțină apă, și întuneric cu mai multă apă, dar și în perioade de ger. Nu a suferit mult și am putut să o înmulțesc. Ce avem nevoie pentru plantare? Păi un ghiveci care să fie ca mărime potrivit pentru mărimea plantei ce urmează a fi plantată. Mai avem nevoie de substrat sau pământ care să fie bine drenat, adică mai simplu să treacă apa ușor prin el și să nu rămână mult timp. De ce? Pentru că rădăcinile unei plante cu multă apă vor putrezi, mai puțin acele plante de apă, cum e nufărul, lotusul și altele. Mulți folosesc turbă din comerț, care e foarte bună, dar necesită o oarecare cheltuială. Dar se poate folosi și pământ de grădină sau pământ obișnuit, dar de culoare mai închisă, să nu fie pământ galben lutos, deoarece acesta nu permite trecerea apei. Cum să faci pământul să fie drenabil sau să treacă apa mai ușor prin el? Păi poți pune din comerț perlit în amestecul lui sau piatră vulcanică. Nu e scumpă, dar na, necesită o cheltuială. Iar ca să nu cheltui absolut deloc, poți pune puțin nisip sau pietriș de o granulație mai mare ca nisipul. Ce mai trebuie să știm pentru a planta o plantă e faptul că nu trebuie să lăsăm rădăcinile fără apă atunci când pregătim plantarea acelei plante în ghiveci, adică să nu se usuce acele rădăcini. Ori le stropim, ori le punem într-un pahar cu apă. Apoi după plantare se pune apă și lăsat ghiveciul într-o zonă ferit de soarele puternic, măcar până prinde puteri planta și se obișnuiește cu noul mediu. Apoi, important e să oferim atenție ghiveciului de-a lungul zilelor. Să vedem dacă are prea puțină apă sau prea multă apă, adică să îngrijim planta. Desigur, sfaturile pot continua. Eu am făcut doar un mic rezumat, dar totul este în funcție de tipul de plantă, specia de plantă, de mediul în care stă planta și de substratul care se folosește la plantă. Nu știu cât vă delectează imaginele ce le vedeți, dar să știți că pe noi ne-au distrat enorm acțiunile pe care le-am făcut. Gata, am reușit să plantăm primele plante, adică plantele de aloe, iar acum începem cu aceste plante cu acești pui pe care trebuie să îi separăm de planta mamă. Să vedem cum putem face și să alegem și să luăm și ghivecile și să le plantăm. Dar au făcut pânză. Da, au făcut. Și eu vreau flori fără pânză. Ne place natura, ne place ceea ce ne oferă natura și consider că dacă vrem ca natura să ne ofere, ar trebui și noi să ne aducem contribuția pentru protecția ei. Pentru unii e mai greu de înțeles acest lucru sau poate ironizează acest lucru, dar noi înțelegem perfect. Și nu numai noi. Pe TikTok-ul nostru am postat câteva secvențe dintr-o școală din Bacău, unde copiii au înțeles și și-au exprimat dorința de a proteja natura prin lucruri și desene făcute de ei. Maria, vrei să facem schimb? Ăsta e mai pufos. Haideți să educăm copiii în spiritul protecției naturii. Poate așa vor crește generații mai responsabile cu plantele și în special responsabile cu copacii și pădurile. Ce avem de făcut? Păi e de ajuns să spui și să pui în practică sau să respecti vorba "ocrotește natura" ca și ea să ne ofere și să ne ocrotească în felul ei. Acum, dacă vreți exemple, sfaturi, idei de creștere la răsaduri sau la legume, sigur veți fi bucuroși de videourile lui Dani și Cori, o familie ce știu foarte multe lucruri despre răsadurile ce le plantează la ei în seră și nu numai. Dacă vreți să vedeți cum se plantează în grădină, ba răsaduri, ba diferite plante, cum se îngrijește o livadă, cum se plantează copacii fructiferi, vă sfătuiesc să urmăriți pe Carmen și Lucian, o altă familie care ne arată din activitățile lor în grădină și în livadă, așa la stadiul lor de începători. Exemple mai pot fi, dar pe moment cam aceste două canale de YouTube mi-au venit în minte și m-am gândit să vi le arăt ca și exemplu de oameni care ocrotesc natura, pentru că și natura le oferă și lor și îi ocrotește în felul ei. Ce nu am zis în acest video e că nu am putut folosi mănuși pentru copii deoarece nu am avut mărimi așa mici, dar vă asigur că ne-am spălat pe mâini imediat după ce am lucrat cu pământul și totul a fost bine. Ba chiar distractiv și curiozitatea lor a fost maximă când au simțit pământul în mâinile lor. Asta e cu YouTube care tu l-ai căutat. Te vezi? Da. Te vezi? Uite bun. Gata, am terminat de plantat plantele de aloe și de Sempervivum. Acum urmează etapa finală și voi lăsa echipa Omul cu Natura să facă etapa finală, adică să udăm plantele și să le îngrijim de acum încolo. Am decis că aceste plante să le ducem, nu știu dacă ați văzut videoul trecut, dacă nu l-ați văzut, aveți un link aici în colț, să-l vedeți. Vrem să ducem plantele la Casa Mariei, de la mănăstirea pe care am filmat-o videoul trecut, adică ultimul video. Încercăm, vedem dacă putem azi, dacă nu vedem într-una din zilele viitoare cum le ducem și sperăm să se prindă. Acum udăm plantele. Hai, încep, hai, udă acolo. Așa, așa. Și asta. Hai, ridică. Mai punem. Mai punem apă. Opa, gata, gata, gata. Așa, ai tunat, foarte bine. Acum, stai, gata, 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 gata. Acum pe asta aici. Hai. Așa, acum pe asta. Foarte bine, gata. Acum ce mai iudăm? Puiul, l-ai iudat ăsta, puiul? Da. Punem asta aici, hai să le plasăm, să le punem aici. Pot uda și iarba. Da, pot uda și iarba. Și eu ud iarba, pentru că nu. Și acesta a fost videoul de astăzi. Dacă ți-a plăcut și a rămas până la final, îți mulțumim. Sper că a fost destul de explicit acest video. Pentru un copil eu cred că e destul. Nu mai este, mai punem. Pentru un copil eu cred că e destul să vadă cum se plantează o plantă. Data viitoare vom face ceva mai complicat. Dacă ți-a plăcut, așteptăm să ne dai un like și dacă vrei să vadă și alții această metodă noastră de a planta, te rog să distribui acest video și să-l arăți prietenilor, dușmanilor și cine mai vrei tu. O distribuire ne ajută foarte mult în continuarea acestui proiect. Te așteptăm la videoul următor. Am zis să vă las puțin să ne admirați colecția noastră de arțari japonezi, pe care îi iubim și apreciem persoana de la care i-am cumpărat. Poate în timp vă vom prezenta toată colecția noastră de plante și de arțari japonezi de la noi din crescătorie. Oricum, dacă vrei, lasă un comentariu în secțiunea de mai jos a comentariilor. După această poveste a plantării, am fugit la culeți de coacăze, deoarece erau prea coapte și cădeau, iar la final ne-am bucurat jucându-ne un fel de leapșa, dar pregătind somnul de după amiază la copii, bineînțeles. Acum, dacă vrei să faci ceva pentru natură, ocrotește natura ca și ea să ne ofere și să ne ocrotească, știi tu, în felul ei. Con una pasión tan fuerte